Uităm prin ce nu uita cineva și se vede la noi aici. Verde pentru sănătate și viitor! Verde pentru sănătate și viitor! Verde pentru sănătate și viitor! Pedalați! Bună ziua tuturor! Suntem echipa Partidului Verde Ecologist, un nucleu micuț care astăzi ne-am strâns în ultima zi, când mai avem dreptul să facem campanie electorală, pentru a vă îndemna în primul rând să ieșiți cu toții la vot. Data de 11 iulie 2021 este o zi foarte importantă pentru noi toți. De ea va depinde viitorul Republicii Moldova pentru următorii 4 ani, dar posibil și nu numai. Din această clădire va depinde de noi cine va fi în această clădire în Parlamentul Republicii Moldova. Ei ne vor face legile după care noi va trebui să trăim următorii 4 ani de zile. Ei vor alege guvernul care ne va gestiona întreaga viață, va gestiona Republica Moldova în următorii 4 ani de zile. Ei vor aproba bugetul Republicii Moldova, bugetul social, toate bunurile le vor gestiona. Ei sunt cei care, practic, cărora noi le încredințăm suveranitatea noastră, deci dreptul nostru de a decide. Și următoarei 4 ani de zile, ei ne vor reprezenta pe noi. Cei care vor accede în Parlamentul Republicii Moldova. Sau noi vor reprezenta pe toți. Deci, astăzi, noi verzii vă îndemnăm pe fiecare din dumneavoastră, data de 11 iulie 2021, să ieșiți la vot, să votați responsabil, nu îi ascultați pe cei care spun că este nevoie de votat util, votați așa cum vă spune conștiința dumneavoastră. Votați în așa mod cum au reușit partidele să vă convingă, corect, Oleg, așa cum v-au convins ei. Noi, cu regret, în această campanie electorală am avut probabil cele mai multe partide spoilere, cele mai multe partide care au fost trezite din somnul cel de moarte înainte de alegeri și aruncate în această campanie, finanțate cu foarte mulți bani din nu se știe ce surse, și cei care, perindându-se pe la televiziuni în cadrul dezbaterilor, având această posibilitate, s-au certat ca la ușa cortului, neaducând la cunoștința cetățenilor nici programele lor, ofertele electorale, nici ce vor face, nici ce au făcut, nici cu cine, nici cum vor face aceasta. Unicul scop la foarte multe formațiuni politice din această campanie a fost de a se certa, de a arăta cu degetul la alții, de a blama, dar nu a venit cu soluție. Noi, Partidul Verde Ecologist, în această campanie, ca și în toate celelalte campanii, am făcut tot posibilul ca să dăm soluții la problemele care le are societatea noastră, la problemele care le aveți dumneavoastră, fiecare din dumneavoastră. Noi, Partidul Verde Ecologist, am venit în această campanie nu împotriva cuiva, dar pentru ceva. Pentru că să avem aer curat, să avem râuri curate, să avem apă, să avem un parlament curat într-o țară curată, să avem sănătate, să avem un viitor. De aceea și sloganul nostru a fost Verde pentru sănătate și viitor. În aceste, omului să le respecte. În aceste condiții, eu vreau să-i rog și pe colegii mei care dorește să spună câteva cuvinte, să îndemne cetățenii în ultima zi când se mai poate de îndemnat de a ieși la vot, căci mâine este ziua tăcerii, iar duminică deja fiecare vom merge la vot și ne vom exprima votul nostru care îl dorim. Oleg. Mă bucur că am putut participa în această campanie electorală, iată, pentru prima dată alături de Partidul Verde Ecologist. Eu sunt membru în Partidul Verde de România
dar aici în Moldova până acum eram candidatul pe bicicletă, revoltat. Trebuie să merit să devin membru. Cred că am făcut o campanie extraordinară, am fost din nord în sud, în toate localitățile importante, cele în care n-am fost am răzbătut pe internet. Sperăm că cine a căutat o alternativă actualei clase politice a găsit în persoana Partidului Verde Ecologist cu oameni onești, competenți, curajoși, care pot să aducă o schimbare. Așa că votați Răsărita, floarea soarelui, floarea care poate aduce schimbare. Mulțumesc. Cine vrea să mă spună? Doamna Victoria, ceva? Rusă. În engleză, în ucraineană. Призываю всех, голосуйте за экологическую партию зелёных, потому что именно она заботится о людях, о законах, о здоровье и о нашем с вами будущем. Наша символика – это подсолнух. Голосуйте. Дом Георгий. Cel cu părul surș, cu mulți, mulți ani în spatele lui. Suntem ecologiști și scopul nostru nobil să protejăm natura și să salvăm ce-a mai rămas din spațiul ecologic al Republicii Moldova. Votăm floarea soarelor și viitorul țării să fie prin verde. Mulțumesc! Doamna Margareta! Domnul Vasco cu condeiul. Da, eu cu condeiul. Foarte bine faceți. Ce trebuie să fac oamenii pe data de 11 eu? Data de 11 toți la vot. Eu cred că v-am convins în perioada asta de timp și pe viitor să vă conving toată psihologia, dreptul de om, toate problemele sociale, țin de chiar de doctrina noastră, doctrina Partidului Verde Ecologist. Eu tot am mai impresionat și eu sunt foarte bucuroasă că particip la așa o campanie electorală. Toți trebuie să fie reprezentați în Parlamentul Republicii, indiferent de problemele care le-au sau cine sunt ei, cum sunt ei. Da, Parlamentul Republicii Moldova este Parlamentul tuturor. Ar trebui să fie reprezentativ. Trebuie să fie reprezentativ. Anume din aceste considerente, noi, Partidul Verde Ecologist, am ieșit și cu o propunere ca pragul de trecere în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să fie coborât la 1% ca să avem toate grupurile sociale, toți cetățenii Republicii Moldova să fie reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. Sigur, mai avem foarte mult de muncit, fiindcă cei care au fost până acum, partidele așa numite mari și grase, da, totdeauna și-au făcut legislația să lucreze pentru ei. 5% pentru partide, noi considerăm că este destul de mult și 2% pentru candidații independenți este încă și mai grav. Nedemocratic. Nedemocratic, de aceea noi, ajungând în Parlamentul Republicii Moldova, îl vom face foarte și foarte reprezentativ. Natalia? Stimați prieteni și prieteni, noi am pornit această campanie electorală pe calea verde, să fim mai aproape de oameni, deoarece știm că de la Briceni până la Cahul ne confruntăm cu problemele de ordine ecologic. Încălzirea globală, poluarea de proporție a mediului, incendiile, inundațiile care ne-au ratat în aceste zile. Haide atunci să pe 11 iulie să votăm Partidul Verde Ecologist, să fim cât mai prietenoși cu natura. De aceea vă îndemn pe 11 iulie, ieșiți la vot și dați-ne o șansă. Verde pentru sănătate și viitor. Și prima pe listă vorbește ultima. Acum Olga. Eu vreau să spun încă o dată să atrag atenția tuturor cetățenilor Republicii Moldova că noi am făcut o listă diferită de toate celelalte partide. Eu, Vitale Marinuța, în calitate de președinte a partidului, nu sunt primul pe listă. De obicei toți cred că așa, președintele, el e primul. Nu, noi suntem o echipă de lideri și crezul meu este că un lider trebuie să creeze lideri, dar nu adepți doar. Și primii 6 în lista noastră sunt viitorii și actualii lideri, formatori de opinii, care este cunoscut mai mult, care ceva mai puțin. Însă de fiecare din noi o să auziți încă mult, mult timp înainte. Olga este formator de opinii, Olga este psiholog, ea are și o problemă de dizabilitate, da? Dar noi am vrut cu toată echipa să scoatem în evidență
că suntem toți diferiți. Iată, uitați-vă la noi. Nu suntem de la incubator. Pestriți. Nu suntem toți într-așeași maiouri, doar cu semne scrise alu Ghiță sau al nu știu cui partid este. Docheța. Cu multe partide sunt. Suntem diferiți, fiecare în tricoul lui, fiecare în pantalonii lui, verde, albastru, pantaloni scurți sau poate. Cum. Dar așa suntem noi toți. De la țară, de la oraș, de la Chișinău sau din altă parte. Noi nu putem să fim puși toți într-o boxă, să fim toți de 1,70 m sau 75 m, cine mai sus întins, cine mai jos tăiet. Noi suntem diferiți și Partidul Verde vine cu această propunere ca voi, cei de acasă, cei care ne vedeți, cei care nu ne vedeți și ne veți vedea, să votați diferența. Fiindcă asta noi vrem să facem în aceste alegeri. Să aducem ceva diferit în Parlamentul Republicii Moldova. Olga, câteva cuvinte ca să îndemnăm pe toți să vină la vot pe data de 11 iulie 2021. Asta special pentru Oleg, am spus. Vă salut, dragi prieteni, prietenii, colegi, colegi și, în general, concetățeni și concetățene. Toată lumea, de toate vârstele, de toate, din toate domeniile, cine sunteți. Eu, într-adevăr, sunt din domeniul social, sunt din domeniul educației, sunt profesoară, sunt expertă în domeniul social. Activez din mult în sectorul asociativ, exact ca și foarte mulți colegi și colegi ai noștri de pe listă. Activez din 2000